Nu, e acasă. A, i-a fost frică în tine. Nu, n-a venit pentru că am șoferă. Și trebuia să doamne. Da, David Lungu Matei. Și în ce clasă? Acum eram în clasa pe gătitoare, dar am terminat-o. Și acum în clasa am pus. Da, da. Ești foarte deștept și foarte deștept. Mulțumesc. Da, înțelegi și tu o poveste? Da, nu trebuie să fiu una. Eu când eram bebeluș mă simțeam foarte bine. Da. Și îmi plăcea când eram bebeluș să mă joc, să rup orice, cum face sora mea. Așa face sora mea. Rupe, mănâncă hârtie, îți bagă în urechi. Cred că cu mine. Da. Să știi că ești foarte drăguț și foarte deștept, așa se spui mamei tale, da? Și că o să fii, o să reușești. Așa îi spui, că ești foarte tare, așa îi spui, da? Da. Așa. Și ochelarii ăștia frumoși de unde sunt? De la optică. De la optică. Da. Bine, să-mi dea la și mie adresa, că îmi plac și mie, vreau și o să-mi fac așa. Bine, ești și foarte frumos pe deasupra. Chiar așa le-ai tu pe toate, dă încolo. Da, nu? Bine, uite că le cu mâna, spune-le vă mulțumesc. Așa. Îți mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc. Vrei să stai aici cu noi? Haide, stai cu noi aici, uite, așa să te iei lângă noi. Nu? Nu-ți dă voie mătușa ta? Hai că îi cer eu voie. Mătușa lui îi dați voie să stai aici? Cu noi? Hai stă un pic și după aia luați. Uite, a zis că-ți dă voie. Vino, stai aici, frumos, că ești un prezidiu aici. Ești un bărbat, serios, nu așa. Bravo.